Proiect Audio 8 2014-2015, montat sistem mirroring. Ce înseamnă asta? Tot ce facem pe telefonul mobil, da, va fi redat pe sistemul original al mașinii din dotare. Aici avem un ecran cu navigația mare, da? După câte observați, interfața ce am montat-o eu dă acest mesaj. Interfața originală nu știe să dea acest mesaj, interfața ce am montat-o noi ne spune că în momentul de față avem montat o interfață inteligentă Mirroring Wi-Fi Sharing Display. Ok, ce înseamnă acest modul? Să vă prezint pe larg, să zicem. Aici avem un model și o adresă IP, da? În momentul de față eu voi căuta să văd dacă suntem cumva conectați la sistemul lui de Wi-Fi. Aici îl avem, se cheamă X-Link, da? X-Link și acolo, ok? Eu îi dau, în principiu, el foarte rapid își face o conectare, da? Sper că am apăsat corespunzător sau nu am apăsat corespunzător, deoarece și filmez și încerc să fiu, așa zis, perfect, să conectez. Așa, după ce mi-a dat connected, foarte rapid după câte ați observat, după aia intrăm aici la screen mirroring, da? Intrăm la screen mirroring. Conectarea se și face, este în mod de căutare și foarte rapid se va accesa sistemul de pe telefon. Până la conectare, vă prezint că nu avem nicio conectică, absolut nimic, nu avem ceea ce să ziceți că este conectat printr-un cablu sau prin orice altceva. După câte vedeți, desktopul meu este deja activ pe desktopul mașinii. Bun, hai să începem cu începutul. De exemplu, să vedem ce pot să vă prezint în prima fază. Da, aici sunt iconițele mele care le am active de pe telefon. Da, și să luăm un iTunes, de exemplu. iTunes este un program foarte drăguț pe baza căruia eu îmi downloadez tot ce înseamnă, așa zis, videoclipurile de pe YouTube. Da. Și să-i dăm drumul la 1. După câte observați, acum avem un ecran mic, da? În momentul când eu voi face rotirea, da? Totul se va converta pe ecran mare. Stai să dau mai încet un pic. Această aplicație are, să zic așa, rezoluția mai mică, dar voi intra imediat pe YouTube și vă veți putea observa tot ce înseamnă, așa zis, tot ce înseamnă imagine mai mare și de calitate mai mare și tot. Ok? Bun. Am dat jos volumul, deoarece să pot fi auzit. Bun. Este pornit iTube-ul, deschid așa, îi dau o închidere și să nu mai am nicio problemă cu această aplicație. Dacă dorim să avem Waze-ul activ, da? Sistemul de navigație care ne apără de tot ce înseamnă radare, de tot ce înseamnă trafic, circulație sau orice altceva, poate foarte elegant să fie, așa zis, proiectat pe sistemul dumneavoastră de navigație original. Bun. Așa, să vedem ce mai avem. Ieșim și din Waze, da? Hai să intrăm în YouTube, da? Avem, de exemplu, YouTube-ul. Să-i dăm aici o căutare. Am făcut un test de muzică, deoarece sistemul Bang & Olufsen este unul foarte special și sună demențial. Bine, după YouTube nu are mare calitate, dar dacă am introduce o cartelă SD aici cu ceva calitativ de 320 de kilo, ar suna demențial. Acesta este canalul meu de YouTube, unde puteți găsi asemenea proiecte, se cheamă Sound Identity, ok? Și aici puteți să vedeți multe proiecte filmate ca acesta în derulare, da? Tot ce înseamnă mașini, lucrări și dacă vă plac gadgeturile zilei de astăzi. Asta este despre YouTube, pe scurt. Aici, dacă dorim să introducem un desen animat pentru un orice copil, da? Foarte ușor putem să rulăm orice, așa zis, orice desene animate drăguț, da? Repet, nu avem niciun cablaj, nu avem nimic. Totul depinde de internetul nostru și de conexiunea noastră de rețea, da? Bun. Să ieșim și din Tom și Jerry. De exemplu, suntem mai maturi, da? Că Tom și Jerry este pentru copilaș. Da, vrem un mix, da? Și băgăm un, ce știu eu, un Ibiza. Sau, hai să vedem. Un Ibiza mix. Ok? Ia să vedem ceva mai... minunatul meu. C-Block. Da? Tot așa. Îl punem frumos la locul lui, da?
Și avem în derulare videoclipul care îl dorim. Putem să punem orice mix dorit, putem să punem radio online să ascultăm direct. Bine, asta putem face inclusiv de pe Bluetooth, dacă avem sistem de Bluetooth cu partea de Bluetooth audio, da? Vedeți? Toată chestia asta este, totul depinde de internet, de nimic altceva. Dacă internetul este un pic sacadează, poate să sacadeze și el. Maxim ce lag are de nicio secundă, dacă observați, că totuși transferul repet de 10 ori, nu este prin cablu, este tot prin Wi-Fi, prin transmisie Wi-Fi, da? Puteți să vedeți orice videoclip, orice mix, orice plăcere audio-video. Pentru oameni, să zic așa, care totuși le plac sistemele de televiziune, da? Și vor puțin mai mult de la sistem, au acces la Digi Online. Digi Online este pachetul din România care este cel mai accesibil, da? Dacă observați aici, avem o specificație că neautentificat, da? Ce înseamnă asta? Dacă mergeți la dealerul local, vă cereți codul, parola și userul, puteți avea ce pachet aveți acasă, acel pachet îl puteți avea în sistemul original. Aveți Pro TV, puteți prinde Pro TV, aveți Antena 1, aveți orice doriți, da? Momentan la liber este programele lor dedicate, da? Digi Online, Digi Oradea, Digi oricare local, da? Poate întrebați câte unii, păi, dar de ce e bun să am și telefonul și ăsta și monitorul original? Păi telefonul luăm frumos și îl punem noi de aici, doar că vi l-am făcut pentru prezentare, dar telefonul frumos îl puneți unde doriți. Ok, dați drumul frumos la ceva mai mult televizor și merge totul foarte elegant. Ok? Vedeți? Bun. Pentru cei ce vor televiziune. Tot așa, dacă vrem televiziune, da? Și vrem un divertisment puțin mai elegant, da? Deci avem Digi Sporturi, avem la liber, avem UTV, putem să introducem UTV-ul, depinde de internet. Dacă avem internet puțin mai bun, putem să-i punem high quality sau low quality, depinde ce funcționalitate, în ce zonă suntem de acces de internet. Da? După câte vedeți, aici este UTV, da? Care îl poți avea astăzi la tine în mașină cu cea mai mare ușurință și cu cel mai, așa zis, în cel mai ușor mod posibil. Bun. Tot de aici vă repet că puteți avea tot pachetul disponibil care îl aveți dumneavoastră în contract cu, dacă sunteți cumva la televiziunea Digi Online. Da, noi fiind din Oradea, Digi Oradea este la liber și el, vedeți, puf, intru și nu mai are niciun deranj. Merge foarte frumos, nesacadat. Este, să zic așa, o formalitate foarte bună în 2016, 17, 18, de când este inventat Digi Online-ul, deoarece nu mai e nevoie de TV tună, nu mai trebuie să așteptăm să ne implementeze televiziunea prin cablu. Așa, ci l-avem cu un pic de internet, avem totul accesibil direct, rapid și foarte ușor. Ok? Cu toate acestea spuse, da, ce vă mai pot prezenta este soluția de a intra pe internet, de exemplu, căutați în browser orice, anume, și puteți accesa oricare site web. Puteți să intrați și pe website-ul meu, www.soundidentity.ro, specific, /proiecte, deoarece este un site nou, în realizare și dacă intrați pe proiecte realizate, încă nu se redicționează și shop-ul va fi în derulare. Așa, dacă vreți să intrați, soundidentity.ro/proiecte și acolo veți vedea multe proiecte de genul. Bun. Cu toate acestea spuse, vă zic la revedere, dar nu înainte să vă specific că ne găsiți pe YouTube, de exemplu, Sound Identity, pe Facebook, Sound Identity Hifi Oradea sau pe site-ul web www.soundidentity.ro/proiecte. Vă mulțumesc, la revedere, vă aștept cu orice probleme, cu orice soluții, cu orice realizări, întrebări și tot ceea ce doriți în mașina dumneavoastră. O zi bună, la revedere!